Salutare și bine v-am găsit! În episodul de astăzi încercăm ceva nou. Bine, nou pentru mine că jocul e fumat deja. La recomandarea unor prieteni care joacă în drag jocul ăsta pe PC, noi să jucăm pe consolă pe un Xbox One X în 4K and shit, fără să ne lungim prea mult, Pugs. Disclaimer, Nob in the house, deci dacă vă așteptați la un pro gamer, ați găsit canalul. Am jucat câteva meciuri mai mult să învăț butoanele, am zis eu să nu mă fac de râs încă de la primul episod. O să fie destul de greu pentru că sunt praf la jocul ăsta, dar îmi place, te ține în priză, te face, chiar dacă ești out după 5 minute, să revii pentru o nouă porție de rup capul și vorbim de capul meu mai mult decât evident. Nu e chiar pus la punct pentru consolă, are niște frame rate-uri de rahat pe alocuri. Pana mea, chiar nu înțeleg de ce nu au lăsat userul să aleagă între performance și quality, ca pe PC de altfel. Personaj prefera un Full HD și 60 FPS, pe lângă 4K-ul ăsta cam tras de păr, cu scăderi de FPS-uri de-a drepturi jenante pe alocuri, dar în rest e chiar fun. Hai să trecem la treabă, dar înainte de asta un like și eventual subscribe ar fi extrem, extrem de apreciate. Mă prind de o oră cu pocnitoarea asta de pistol. Opa. Ce e asta? Din interior s-auzi, nu? Mitralieră ceva. Bă, și eu am panorama asta, mă, de pistol. Mama lui de pistol. Chiar am nevoie de o armă mai bună. Pana mea. Ia să vedem. Hai, curaj. Asta e, tati. Hai o mitralieră, un shotgun, ceva. Bă, ce e asta, mă, ce țeapă, mă, pantalon, ce dracu? Da, evident. Deci nu sunt camper, da? Să ne înțelegem. Doar ce mi-adun puțin gândurile. Ia să vedem pe unde suntem. Da. Ce e asta, o mașină? Ia să vedem. Oh, da, cea tată. Bă, trebuie să-i furăm ăsta mașina, mă. N-am fost până acum pe ea. Închidem puțin ușa asta. Am eu un feeling așa. Bă, dar e destul de rapid. Le pasăm destul de repede. Ce naiba? Ce ai făcut, bobiță? Așa. Ia și încarcă tu acolo. Ia să încercăm noi șmecherie. Te dă mutica aia. A, uite-l. Unde fugi? Stai un pic. Atunci ceva. Să văd unde, nici nu știu unde trebuie să... Bă, nu suntem departe. A, dar am zis că luăm Dacia, mă, lua ăla. Ia să-i furăm Dacia, mă, ia acolo. Ia, uite-o. Am eu un feeling cu Dacia asta. Ei, altceva. Bă, nu știu de ce, cred că ne duce la victorie Dacia asta. Top 10, victorie, am zis. Nu am găsit nici pe naiba, ia să mă urc înapoi în Dacia asta. Oh. Oh, shit. Măi, sigur aici au urcat. Doar să nu fi sărit pe geam sau ceva. Ia.
Da. Care deschis ușa? A, nu era. Somn ușor, zic. Băgăm un pic harta asta. Care ești, mă? Aha. Da, să-i pregătim o surpriză. Sper că nu vine după mine. Ia uite. Perfect. Mă, cercul ăsta de rahat o se strânge din ce în ce mai... din ce mai tare. Suntem pe aproape. 27 live. Pare să ne fost... Nu pe aici. Shotgun. Nope. Păi, ce naiba, mă? Păi, unde era ăsta, mă? Păi, camper obosit, mă. Da. Păi, era ăla cu motocicleta aia lui. Păi, unde naiba s-o fi dus? Oh! Headshot. Bă, ce la limită, mă. La limită, mi-a trecut pe la urechea asta. Merg așa târâși, nici nu știu, cercul ăsta e strâns tare, mă. Păi, practic, top 10, suntem, oh, top 10, 9. În sfârșit, după nu știu câte tentative. Practic, suntem într-un circuleț foarte mic. Ce? Păi, nici nu știu cum să o iau. Merg și eu ca începător, așa, pe burtă. Poate diclez și eu vreo unul. Trebuie să mă opresc la copacul ăsta, nu? Sau un pic de cover, zic. Ia uite, mă, cercul ăsta. Bă, și nu văd pe nimeni, mă, ce naiba, mă. Da, na, nu miroase bine, frate. Adică măcar am ajuns, sunt top 10, nu? Ia. Chiar 5. Opa. Bă, da, nimeni nu. Adică cel puțin nu-i văd eu. Sunt chiar în centru, mama, mă, simt. Bă, mă așteptam, sincer. Dar e ok așa.